Sunt zile dificile pentru muncitorii străini care vor să aplice pentru un permis de ședere sau să-și prelungească actele. Pentru că se apropie sărbătorile, mulți vor să plece acasă la familii, însă nu se pot întoarce în România dacă nu au documentele în regulă. Așa se face că în fața Oficiului Român pentru Imigrări din București se formează cozi. Oamenii susțin că nu sunt funcționari suficienți, însă angajații statului spun că cei mai mulți vin fără programare. It's close now. You can come tomorrow. Pe un frig de crăpau pietrele, în fața Oficiului Român pentru Imigrări era coadă de la prima oră. Îmbrăcați cu mai multe straturi de haine, străinii au răbdat în speranța că vor obține permisele de ședere. There's no toilet. It's too hard, right? 2, 3, 4, 5. I think this is 6. Yeah, I'm not that much fat. Timpul mediu de prelucrare a unui dosar este de 20 de minute, însă personalul este insuficient, reclamă cei care au stat degeaba. Tomorrow, it's closed now. Sunt zeci de persoane care așteaptă în frig de câteva ore deja. Sunt cetățeni din India, Bangladesh sau Nepal. Oamenii se plâng de lipsa de personal, iar mulți dintre ei așteaptă de câteva zile să le vină rândul la ghișeu. Problemele astea sunt, le putem spune deja că sunt vechi. Personalul de la Inspectoratul Regional de Imigrări este în linii mari la același număr de oameni ca în 2017, când contingentul de vize de muncă era 5.500 pe an. Reprezentanții Inspectoratului pentru Imigrări consideră că de vină sunt muncitorii străini care vor să-și obțină actele înainte de sărbători și se prezintă la ghișeu fără să-și facă o programare. Potrivit Ministerului Muncii, în perioada ianuarie-iulie 2022, peste 10.800 de firme au cerut autorităților să aducă în jur de 180.000 de muncitori din afara Uniunii Europene, de aproape 3 ori mai mulți comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pentru 2023, guvernul a hotărât că pot fi aduși în țară până la 100.000 de lucrători străini.